Deci ia uitați, Vereșanilor, ce avem noi aici, ce Logan avem, frate, ești nebun, îmi place la nebunie cum arată. Salutare, salutare, Vereșanilor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod din seria voastră preferată de Euro Truck Simulator 2. Dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-a apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri, e bine, Vereșanilor, am văzut că ați apreciat foarte, foarte mult episodul anterior, așa că astăzi am decis să revin în forță cu unul nou. Astăzi, Vereșanilor, o să ne distrăm cu acest Mercedes decapotabil. După atâta timp avem și noi parte de o mașină decapotabilă, după cum bine puteți observa. Îmi cer scuze că nu vă pot arăta și pe exterior, însă Vereșanilor, modul ăsta din păcate vine cu un bug vizual. În momentul în care apeși F2 se vede foarte, foarte nasol, toate culorile se corup, se înmulțesc, e nebunie maximă. Hai să-i dăm și prima cheie, eu zic că o să fie super, super interesant. Mamă, ești nebun. Scoatem și frâna de mână și dăm bătaie, Vereșanilor. Mamă, o să fie interesant cu acest Mercedes, îmi place mie să-i spun. O să ne distrăm cu el, o să fie de minune distracția, pentru că e o mașină foarte, foarte rapidă și mamă, o să fie nebunie. De obicei cu mașinile, când m-am plimbat cu mașinile rapide, deja vedeți că se accelerează într-un mod banal, să zicem așa, dar nu e niciun fel de problemă, pentru că încercăm să facem un rol pe cât mai frumos și cât mai calitativ. Mamă, hai, du-te. Mă lasă? Ha. Am crezut că se duce după ăsta. Am intrat puțin pe trotuar. Hai. Hai, du-te, Vereșane, dă-i în gură. Ne plimbăm astăzi pe noapte. Mamă, cât de frumos se vede, cât de frumos o să se vadă totul. Cu benzina văd că stau ok. O să mergem pe serpentine, Vereșanilor. Nu o să ne plimbăm doar cu mașina asta, o să ne plimbăm și cu alte mașini. Hai să dăm, îi dăm o depășire. Mamă, hai să vedem. Atât, asta zic, mamă, cât de frumos se vede, Vereșanilor. Nu știu, sunt așa hype. Abia aștept să apară și harta României și să ne plimbăm cu mașini românești pe harta României. O să fie destul de interesant. Să am grijă puțin în curbe, pentru că nu vreau să mă risc, pentru că vreau să facem un rol pe astăzi, chiar vreau să facem un rol pe frumos. Sper să se vadă ok și pe filmare. Și Vereșanilor, nu știu, mai spuneți-mi acolo în secțiunea de comentarii cu ce moduri ați mai vrea să mă plimb, pentru că efectiv sunt, cred că, singura persoană în momentul de față din România care se plimbă cu atât de multe moduri. Ulu, văd că intră bine drift așa mașina. O să facem și tumbe cu ea, sperăm. Driftanos. Văd că se menține bine, frate, momentan nu am reușit să-i dau maximul. Aulu, ești nebun, se duce, frate, mașina asta se duce, n-are treabă. Mamă, ulu, 13 deja la 100. Era să zic 13-18. Mamă, grijă, Vereșane, că asta îți mănâncă și creierii, ești nebun, e înfometată, mănâncă asfaltul. Dar văd că îi fuge foarte tare fundul. Aulu, mamă, am intrat pe... pe asta cum îi spune, pe câmp cu ea. Bun, hai că i-am dat depășire frumoasă. Dar nu înțeleg, mi-adorme caracterul din nou sau ce? Că se vede foarte întunecat, frate. Adică de ce se vede așa întunecat? Bun, hai să dăm. Du-te, Vereșane, du-te că e riscant. Aulu! Mamă, am crezut că mi iese și mie, frate. Nu știu cât aveam la oră în momentul de față. Aulu! Mamă, dar ia razna mașina, frate. Aulu! Ia razna mașina. Mașina ia razna, Vereșanilor. Văd că în momentul în care o accelerez, efectiv, dacă, după ce o scos din marșarier, se duce, frate, n-are treabă. Deci cred că e cea mai rapidă decapotabilă ever. Cred, nu știu câți cai are, dar... Oricum o să mă documentez, să vă spun și vouă. Așa. Încercăm să facem și noi. Frate, asta. Uite acum merge, uite că acum merge. Ce mă bucur, frate, că acum merge. Doar cred că acolo nu mergea, doar. No, uitați, cam așa arată Vereșanilor, mamă. Ce mă bucur, frate, că merge. Nice. Nice. Și modelul este SLK 55. AMG, bineînțeles. Mamă, cu acest AMG super tare, frate. A, o să fie. Eu muri motorul. Gata. Am avut și AMG, s-a dus. AMG decapotabil, am zis. Că moare n-am mai zis. Nu, no, hai că pe asta nu mai cred. Hai că nu-mi vine să cred deja. A, 68. De ce semnalizarea pornită, frate? M-am dat de atumba cu AMG-ul, ești nebun. Hai, Vereșane, du-te. Uite-l și pe ăsta, bă, băiatule, ești nebun. Mamă, o să trecem, abia aștept să ajung pe serpentine. Ok, nu vreau să trec peste aia, sincer.
Eu să încerc să fac roleplay, dar nu știu cât de mult o să-mi iasă, pentru că deja e cam cârie motorul, nu știu cum să vă spun, vereșanilor. Astăzi sunt mai primăm și cu vreo două Loganuri mi-am propus eu. Nu știu exact cât o să dureze acest episod, dar chiar vreau să fie un episod mai special, în care să ne distrăm cu multe mașini. Olo! Mamă, ne-am dus. Bine că nu moare motorul, în partea asta trebuie să luăm. Mai zici să analizăm după ce am intrat. Gata, s-a dus. Nu mai mare, nu mi-a pornit motorul. A, gata, ai pornit. Dă-i. Mă, merge și pe pod, că e alol. Super, super, super tare. Hai să vedem. Hai să că vine și tirul să nu cumva să intrăm în tir. Dar văd că de la o anumită viteză, să zicem, uite, după 100, avem 170 doar. Aolo, mamă, ce era să intru în ăla. Ce riscant. Vedeți? Mamă, m-am dat și mă întorc efectiv. Pot să cred așa ceva. Parcă am fi în salină aici. Oricum, îi dau și tare în gură, adică, da, despre ce vorbim. Se duce în răvașă, n-are treabă. Na bun, să vedem unde erau serpentinele. Noi putem face dreapta, Oslo, a, uite, pe aici. Așa, bine, hai că aici ne-a ieșit rol pe eu cât de cât. Frumos, 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 frumos. Deja ne filmăm de 7 minute. Mamă, dar n-are stare mașina, frate, adică... Gata, nu, acum chiar că mai pornește. Nu mai pornește, frate. Gata, a pornit. Hai să punem pe avarii. Ai, du-te, să nu atingă. Moare motorul. Mamă, dacă atingeam mai tare, murea motorul, efectiv. Murea motorul. Era dus în mașină. Mamă, venea și Duster-ul ăsta nou. Era, mamă, pe serpentine? Oare putem urca pe aici, frate? Dar, gen să mergem cu... Ia stați puțin. Hop. Nu, zero. Așa. Unde e mașina? Stai că mi-am pierdut mașina. F9. Așa, ia să vedem pe aici, putem merge? Mamă, cum face? Ia auziți cum face. Mamă, mamă, cum tremură, mamă, cum tremură mașina. Mamă, pe serpentine ești nebun, dar pe aici cred că se termine, nu? Da, oarecare măsură, poate pic sub hartă. Dar oricum, cred că aici o să ne oprim cu mașina, pentru că vreau să mai testăm și alte. Dar oricum a fost distractiv, adică na, uite, ne primăm și pe aici pe unde n-am mai fost niciodată. Eu tot ce-mi doresc e să nu pic sub hartă, pentru că se mai întâmplă ca pe drumurile astea. Mamă, avem și drum de pământ. Super tare. Sincer, chiar mă bucur că... Mamă, pe unde o luăm, frate? Uitați, pe ce meleagul merge în Vereșanilor, în primul rând. Uite, acolo avem o șosea care nu e terminată. După care venim și... De fapt, nu știu dacă să mai veni, că nu cred că ar mai avea rost. Sper doar să nu pic sub hartă, că dacă am picat sub hartă, m-am dus. Mamă, mă iară cea la Vereșanilor. De aici cred că se oprește. Da, hai să o și parcăm. Hai să o și parcăm, Vereșanilor. Așa. Da, hai că s-a dus, e bine. Gata, am avut și AMG de capotabil. Dacă Vereșanilor, cred că v-ați dat seama deja cu ce o să ne mai primăm pe lângă acel AMG de capotabil. E bine, cu acest Renault Symbol. Mamă, i s-a schimbat culoarea, ești nebun la cap. Cu acest Renault Symbol, m-am spus că există modul ăsta de... bugul ăsta, din păcate. Mi se pare interesant că la frâna de mână se ridică și se lasă clapeta. Mi se pare de-a dreptul surprinzător. Și pe lângă acel AMG o să ne mai distrăm cu acest Renault Symbol, care sper să nu ne creeze probleme, pentru că e un mod care mai creează probleme, să zicem așa. Hai să vedem, intrăm și depășire cu ocazia asta. Dacă vine ceva din față, ne-am dus. Nu avem noi ghinionul ăla. Adică despre ce vorbim aici, avem e mare norocos. Pare să aprindem și hai să măcar să aprindem faza scurtă. Mi se pare, ceea ce mi se pare interesant la modul ăsta, Vereșanilor, e faptul că seamănă leit cu un Logan. Și îmi pare foarte rău. Ok. Îmi pare foarte, foarte rău că nu pot să-i adaug logo-ul Loganului, frate, era prea de tot, sincer, adică dacă puteam să-i adaug logo-ul noi Dacii Logan. Dar asta este, nu-i niciun fel de problemă. O să parcurgem tot ruta pe care am parcurs-o și data trecută, doar cu alta mașină, mult mai interesantă și mai frumoasă.
Dacă data trecută am avut un AMG care s-a dovedit a fi o mare provocare pentru mine, acum continuăm acțiunea cu acest Renault Symbol, practic un Logan, un nou model care văd că și el se ține bine pe drift Thanos. Abia aștept să vedem cum o să se descurce pe serpentine, pentru că o să încerc să ajung până la serpentine, aici prin Bergen. Bergen, ceva de genul Bergen. Sunt multe serpentine, mamă, ia fiți atenți. Asta zic. Doar Twister, doar la Twister, guys, doar la Twister. Ați văzut cât de frumos, ce rol pe minunat a făcut aici Vereșanu. Mamă, cât de frumos se vede prin tunel. E bine că, mamă, era și poliția acolo și dacă vă aduceți aminte, data trecută, în gen când m-am primit cu AMG-ul, de efectiv de două ori am luat amendă pentru că nu știu, aveam, nu știu, stăteam acolo în parcare, să nu mai știu pentru ce. Dar efectiv era super nasul, mamă, cât a peisajul frumos avem aici. Eu mă tot uit în obiesc ca să nu fie nici probleme, gen cu lagul sau chestii de genul. Pentru că dacă e lag, îl sparg. Nu știu ce se întâmplă cu obiesul, dar tot face probleme în ultimul timp și nu doar mie din câte am observat, adică am mai primit întrebări dacă și mie îmi face probleme obiesul și într-adevăr și mie îmi face probleme. Ceea ce nu e ok deloc. Hai să vedem. Până acum n-am avut accidente rutiere. Mamă, cât de frumos. Hai că e bine aici, uite, roll pe de nota 10. Să avem mare grijă. Uite, vedeți că scad FPS-urile uneori. Nu știu de ce, sincer. Da, na, e ok, nu-i problemă. Eurotrack, ce să-i ceri. Dar efectiv mie nu scad, asta e chestia. Nu cred că ar fi de la joc, sincer. Mai degrabă de la OBS. Îl mănâncă în fund. Nu e ok deloc. Sincer, chiar m-aș bucura dacă aș face roleplay late cu Renault Symbolul, pentru că automat o să ne arate faptul că e un mod, bine făcut. Aolo, nu. Oh, nice, bine, Vereșane. Bine. Nu știu, și procesorul văd că stă la gen în OBS 10%, ceea ce nu îmi stătea niciodată, adică mai mult de 6-7, nu. Nu știu ce se întâmplă, sincer. Chiar o să văd, doar la jocul ăsta sau și la alte jocuri. Să înțeleg că trebuie să schimb Windows-ul. Sau să-l activez, pentru că iarăși mi-a apărut chestia de activat Windows. Deci prin partea aia nu cred că putem merge, nu? Da, ok, atunci mergem prin asta. Văd că trage tare, trebuie să recunosc faptul că trage tare mașina, dar nu e niciun fel de problemă, adică nu... M-am crezut că e mașina de poliție. Era urât dacă era mașina de poliție. Mamă, hai să vedem dacă dăm un 2. Aolo! Mamă, bine că am oprit, bine că am intrat în parapet decât să intru în ăla. Mamă, ce peisaj frumos. Oricum, mașina arată foarte bine, sincer, adică, na, seamănă foarte bine cu un Logan. Na, probabil câteva sau mici modificări. Uite, dacă punem avariile, iară se vede butonul, dacă observați. Super tare, mi se pare foarte bine făcut modul ăsta. Aolo, mamă, cât de frumos și cât... Mamă, poliția, depășit poliția, Vereșanilor? Mamă, ne-a dat amende, ești nebun. Uite cum scad FPS-urile. Uite cum scad FPS-urile, frate. Din cauza faptului că am depășit poliția și mi-a scăzut FPS-urile, ești nebun. Am făcut accident. O să luăm pe aici, pe la Oslo. Nu știu de ce, frate, deci nu înțeleg de ce, ați văzut și voi. Deci efectiv mi-au scăzut FPS-urile în joc. Nu e ok, domnule polițist. Oh, pe serpentine, mamă, iarăși iau amendă. Aolo. Aici sunt serpentinele, Vereșanilor, mamă, de aici începe nebunia. Hai să vedem cât de bine o să ne descurcăm pe serpentine. Acolo ce era? Aolo. Aolo. Putu-s Dumnezei, mătii. Mamă. Mamă, deci nu vine să cred, Vereșanilor, sincer, e nebunie cu modul ăsta, din păcate, îmi face lag, efectiv, foarte mare lag. Mă scade FPS-urile, frate, ești nebun. Nu știu ce se întâmplă cu el, dar îmi scade efectiv PS-urile, nu știu. Poate că și zona puțin mai ciudată, dar n-are legătură, n-ar trebui, nu știu, trebuie să-mi activez Windows-ul din nou, că e jale aparent, nu glumă. Mă chinuie prea tare și mă enervez prea tare. Hai să ne ducem cu Loganul ăsta.
Să vedem, ajungem și noi măcar la serpentine. Măcar o serpentine să luăm și noi. Atât zic. Uite pe aici. Acolo se lucrează, frate. Mamă, și acum să vină din față. Bun. Hai că e bine, e frumos. Măcar ne putem bucura de aceste peisaje minunate, frate. Uite pe aici, nu știu dacă să fi fost vreodată. Poate că am fost. Da. Și dacă mă răsturnam era și mai ok. Hai că e ok dacă e. Vai și amar. Vai și amar, vereșanilor, vai și amar. Să vedem unde ajungem, chiar îți curios să vedem unde o să ieșim dacă parcurgem drumul ăsta. Pentru că nu vreau să mă prind nici foarte mult cu acest Renault simbol. Dar oricum e o mașină puternică, e o mașină care se menține bine în curbe, e o mașină care se poate controla foarte bine, după cum am demonstrat deja. Doar trebuie să știi să o controlezi tu, adică cred că orice mașină o poți controla, indiferent de cât de rapid ai fi, dacă ai experiență, înțelegi? Cu cât ai experiență mai multă, cu atât eu zic că e bine să încerci o mașină cu mai mulți cai, putere. Deci, da. Opa. Poți să fii, dă nici neatins măcar. Da, stai, punem avariile. Și văd că și virajele le ia foarte bine, adică efectiv rămân impresionat de cât de bine le ia. De asta cu avariile mi se pare prea tare, frate, și prea realistă, ca și la Logan. Ți-am îndăleit cu Logan. E un Renault, practic, dar, na. Teoretic e un Logan. Sau, nu, practic e un Logan, teoretic e un, un Renault. Mamă, ulu. Deja 13% avarii. Abia aștept să le încercăm și celălalt Logan. Pentru episodul următor v-am pregătit alte moduri interesante, pentru că am stat, frate, vreo 20-30 de minute și am cutat numai moduri, frate. Am cutat numai moduri, mamă, Driftanos. Opa, 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 mamă, ce bine. Ce bine ne-am menținut acolo, ești nebun? Am ținut-o puțin așa în drift. Ați văzut? Doar că luăm parapeții, frate, pe bandă rulantă. Adică nu avem probleme, nici nu ne căim. Vreau să văd unde ajungem, frate. Vreau să ies măcar undeva, nu știu. Mamă, cred că nu-i pornită filmarea, că nebuneam. Mă nebuneam, că aici se nebuneam. Opa, aici aș putea parca, gen. Să încercăm să o parcăm puțin, vereșanilor, pentru că deja predomină lagul foarte, foarte tare și o să cer să trec la următorul Logan, că poate o să fie mult mai ok atunci. Deci ia uitați, vereșanilor, ce avem noi aici. Ce Logan avem, frate, ești nebun. Îmi place la nebunie cum arată. Mamă, cât de frumos se vede. Lol. Și ăsta chiar că e Logan, adică pe bune. Mamă, o să fie. Ui, ui, ui. A, stai că trebuie să schimbăm vitezele la asta, ești nebun. Am uitat că trebuie să-i schimbăm vitezele. Mamă. Am uitat că ăsta e la Logan. Sau Loganul îi trebuie să-i schimbăm vitezele. Frate, se duce Loganul, n-are treabă. Ulu. Frate, se duce Loganul, n-are treabă. Mamă, mamă, mamă. Nici nu știu cum de seama, nici n-am mai fost pe aici niciodată, sincer. Trebuie să-i schimbăm vitezele automat și e foarte greu, frate, să fii atent în toate părțile. E nebunie. Mamă, e nebunie cu Loganul, frate. Nu o să ne plimbăm atât de mult pentru că vreau să-l punem puțin pe câmp data viitoare. E nebunie. Mamă, pe autostradă cu Loganul? Hai, du-te, adică. Dă-i, dă-i. Mamă, ce se duce Loganul, vereșanilor? Mamă, dar se menține bine, frate, ești nebun, ce ai? Lol. Nu știu, putem să-i dăm, putem să-i zimăm, nici nu știu cât am tare acum. Așa, mamă, dar ce se duce Loganul, vereșanilor? 100, mamă, 180? Gata, deja mă arăt la 180, dar văd că se menține foarte bine pentru 180 la oră, să ia așa viraje bruște, gen... Mamă... Deci uitați-vă și voi cu ce fac cu el. Uitați-vă și voi, vereșanilor, n-are treabă Loganul. N-are treabă. Ia uitați cum mă duc printre mașini. Hai că nu... Sau fac, să fac următoarea chestie. Mamă, ia uitați ce face vereșanul. Mă simt ca în... Fast and Furious, ești nebun. Nu-mi venea aminte, era să zic Need for Speed, dar... Tot un joc e bun la urmă. Mamă, deci e nebunie cu Loganul ăsta, vereșanilor. E nebunie curată, frate. N-ai cum să dai cu Loganul. Frate, nu trece, nu merge mai mult de 180, 185.
Atingem 100... Nu cred. 200, cred că e foarte... Nu cred că atingem, ești nebun. Doamne, deci nu vine să cred, frate, Loganul e nebun. Deci nu știu, pe la Paris suntem pe unde? Da, mergem către Paris. Mamă. Oulă, ce viraj. Deci uitați-vă și voi, nici n-am încetinit deloc, frate. Deci cred că nu, deci nu vine să cred că Loganul se menține atât de bine, frate. Bine și tu, dar nu cred că ar avea legătură. Nenea. Mă lași pe mine? Aolo. Hai să vedem. Facem noi viraj frumos. Eram la stânga. Nu cred că ne... În spate puțin băgăm avariile. Hai să dăm. Aolo, uitați-vă și voi. A, nu, nu, e bugat, e bugat, cred că, a, păcat, frate, că e bugat. Era frumos să nu fie bugat. Mamă, mamă, mai ușor, mai ușor, mai ușor, fetița. Ca băiețelul, ce-o fi, ce ești tu? Hai să-i schimb. Nu se schimbă viteza, frate. Nu se schimbă viteza, ești nebun, e... Hai că, mamă, deci e greu să-i schimbi și viteza, frate. Ulo! Mamă, greu se menține, frate, mă. Mamă, e greu, frate, e greu cu Loganul ăsta, mă jur. E foarte greu să-l menții, apare din acolo, că e mult mai ușor, dar părea mult mai ușor, dar după ce l-accidentez, să nu dau shift, 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 că după... Mi apare chestia aia și nu e ok. Mamă, deja ia razna pe șosea, deja ia razna pe șosea, vreșeniu, deja o ia razna. E bine că mă pricep să o controlez. Frate, ce se duce Loganul, nu cred așa ceva. Nu pot să cred cum se duce, frate. Acel moment când ești atent. Cred că m-am bugat. Deci câte nebunii am făcut astăzi cu mașinile? Hai. Mamă, bine, bine, Vereșane. Bine. Am înțeles că nu e bine să ții piciorul pe ambreiaj când schimbi viteză sau pe accelerație, nu mai știu exact. Rip, Vereș. Nu se schimbă viteza? Ok, nu vede problema. Poate ce se duce. Ulu! E nebunie, cea e nebunie curată, e nebun, parapeții în stânga, parapeții în dreapta, bavarii. Mamă, m-au auzit cum cârie. Mamă, ce dă verișa, nu? Bun. Hai să vedem. Mamă, e prea tare, frate, Loganul ăsta. Chit care le volan de Renault nu-i fiu ceva de problemă, pentru că practic mașina e o Dacia, adică vedeți și voi că practic e un Dacia Logan. Nu o dai cu Loganul ăsta, nu o dai. Iaolo, ce măriți eu aici, Vereșanior. Mamă, dacă n-atingea era și mai bine. Mamă, cum, deci uitați-vă și voi cum îi fuge fundul, nu pot să o controlez, efectiv. Frate, ce-i cu mașina asta? Olo! Olo! A dus. Avaria ăla ce-i cu... Uitați, am făcut ăluia. Da, cam ăsta a fost episodul Vereșanilor. Vă mulțumesc mult pentru atenția acordată. I-am fost Andrei. Și bineînțeles că noi desigur ne vom auzi data viitoare. Pa, pa!